Bună seara, stimați telespectatori. De fiecare dată când mă întâlnesc cu frații noștri din Basarabia, sunt cu lacrimi în ochi. Îi mulțumesc domnului profesor Doru Constantinescu, de la început fac lucrul ăsta, pentru că are o idee excepțională de a invita pe colegii noștri profesori de la 8 școli din Transnistria. Transnistria este pentru a doua oară când domniile lor sunt prezente la noi în țară, nu spun la noi în România, la noi în țară, că toți suntem din aceeași țară. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Am să-l rog pe domnul profesor Doru Constantinescu să vorbească despre această întâlnire emoționantă pe care domnia s-a organizat-o. Această întâlnire, cum a specificat doamna Lenormanda, e emoționantă și în același timp și cu implicații cât de cât istorice. O desfășurăm acum la cea de-a doua ediție. Ideea seminarului de mit și adevăr în învățământul transnistrian a fost cumva de a demitiza anumite adevăruri, ca să spun așa, care le știam noi despre învățământul din Transnistria. Dacă nu am fi avut tot sprijinul comunității locale, primăriei, liceului și în special domnului director Emil Dumitru, probabil că acest seminar nu s-ar mai fi putut desfășura în condiții atât de bune. Mergem pe ideea aducerii unor personalități atât din Moldova cât și în special din Transnistria. De aceea am considerat că cel mai nimerit este să invităm la cea de-a doua ediție pe domnii directori ai școlilor românești din Transnistria pentru a ne prezenta realitățile cu care se confruntă într-adevăr școlile din această zonă. O să încerc să dau cuvântul tuturor invitaților, să spună și ei cu ceea ce se confruntă în zonă și vă rog să și vă prezentați în același timp și școala care o reprezentați. Sunt Lidia Poștarenco, profesor la școala de tip internat pentru copii orfani Bender. Din Deghina. De la? De la ce aveți dumneavoastră vedere? E o școală de tip internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților. Români sunt toți? Români sunt toți, da. Instruirea se face în limba română, conform curiculei Republicii Moldova, dar, spre regret, suntem pe ultima sută de metri. De ce? Deoarece școlile rezidențiale, conform strategiei naționale, încetul cu încetul dispar. Leitmotivul fiind, copiii trebuie să se duce în sânul familiei. De ce? La moment, numărăm 43 de copii, orfani de ambii părinți sau orfani de un părinte. Referitor la condițiile în care activăm, sunt identici cu cele despre care au vorbit colegii în prima parte a întâlnirii noastre, dar vreau adică, să... Adică, vă rog să spuneți care sunt acele adică condiții. Sunt asemănătoare. Cu orice ocazie, trebuie să ne bage în seamă, trimițindu-ne câte un apel, că fiți atenți să nu răsune imnul Republicii Moldova, de exemplu, la careul de 1 septembrie, să nu arborați simbolica statului dumneavoastră, că sunteți pe teritoriul unui stat străin și tot așa. Cum? Dumneavoastră sunteți pe teritoriul unui stat dânșii, străin? Dânșii consideră că noi suntem străini la noi în țară. În ultimul timp, poate că un pic s-au cumințit. După ce s-au făcut de rușine în 2004, după ce opinia mondială i-a luat în țeapă, acum mai puțin ne deranjează, mai puține vizite de acest fel ne fac. Dar zic că oricum noi suntem cale de lichidare și poate că și dânșii știu de acest lucru și așteaptă ca această clipă să aibă loc cât mai curând. În 2004 noi știam că aici se intenționa, aici, adică în
școala de tip internat pentru copii orfani, care are și două dormitoare sau două cămine și un bloc de studii. Deci intenționau să inaugureze un liceu de cadeți și țineau toată ardoarea ca să facă acest lucru. De ce poate că au apărut pe teritoriul instituției seara, la ora 17:10, sigelând ușile, blocând intrările. Deci o atmosferă de teroare până la urmă. E ceea ce fac și cu celelalte școli din această zonă. Prin nimic nu se deosebește tactica neprietenilor noștri. Asta este situația, eu sper că știu și o cărămizile astea care au început să cadă la nivel mondial. Uite ce s-a întâmplat în Franța, ce se întâmplă în lumea întreagă, poate îi pune pe gânduri pe oamenii care au gândurile despre semenii lor, pentru că trebuie să fii un om rău să poți să te comporți în asemenea mod cu semenii lăsați de Dumnezeu. Asta este viața. Eu vă mulțumesc că a stat un pic de vorbă cu noi. Dumneavoastră, cum vă numiți? Vladimir Berlinski, îmi prezint Liceul Teoretic Alexandru cel Bun, Bender. Ce predați, domnule profesor? Eu sunt director adjunct și, cu părere de rău, predau limba rusă. De ce cu părere de rău? Limba rusă e o limbă foarte frumoasă, literatura rusă este excepțională. Nu trebuie să spunem cu părere de rău, trebuie să gândim frumos despre toate limbile din lume până la urmă. Foarte mult îmi iubesc limba maternă, limba română. Asta doar am avut în vedere. Da, am înțeles ce ați vrut să spuneți, dar... Bun, și care este atmosfera la școală la dumneavoastră? Deci, pot să spun că în liceul nostru avem niște copii minunați, copii dornici de carte, pe care o fac zi de zi. Români, adevărați români. Dar mă scuzați, domnule profesor, se vorbește în rusește, în pauze, de exemplu? Nu se vorbește rusește, se vorbește doar românește, se gândește românește, se trăiește românește, fiindcă copiii vin la o depărtare de 20-30 de kilometri la această școală, cred că să nu vorbească în limba rusă, dar să vorbească doar în limba română, fiindcă dacă ar vrea să vorbească în limba rusă, ei ar face-o acolo unde locuiesc, mai aproape de casă, că în oraș este doar un singur liceu cu predare în limba română și sunt la 20 de școli ruse. Adevărul este că, știți, e o ambiție asta inutilă până la urmă, să vorbesc numai rusește sau să vorbesc numai românește. Este excepțional să vorbești cât mai multe limbi străine, dar să te simți român la tine în țară și poți să vorbești și rusește și franțuzește și englezește, nu? Dar să ți se recunoască faptul că ești român și că stai la tine în țară până la urmă și că... Dar e greu. Vă mulțumesc, domnule profesor. Dumneavoastră? Mă numesc Ion Buciuc, sunt director adjunct la Liceul Teoretic Evrica Orașul Râbniță. Aceleași probleme? Da. Cred eu că problemele cu care se confruntă și instituția noastră sunt similare tuturor instituțiilor din Stânga Nistrului, care cu predare în limba română. Limba română. Credeți totuși că lucrurile se vor mai potoli în timp? Adică tot ce se întâmplă la nivel mondial e un semnal de alarmă că nu suntem pe calea cea bună? Într-adevăr, așa consider și ar fi timpul de acum să se mai așeze lucrurile, să ne simțim și noi oameni la noi acasă, să putem vorbi limba noastră maternă, limba română, copiii să aibă posibilitatea să meargă la ore, ne stingheriți fiind de comunitate, de administrația locală. Asta este. Vă mulțumim că ați fost prezent astăzi aici. Domnule profesor? Da, îmi spune Ion Iovciu, sunt directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, sunt chiar acolo inima separatismului transnistrian, am trecut pe grele și mari încercări, am putut să demonstrăm lumii întregi că limba română nu se poate distrus cu Kalashnikov, cu tancul, cu atât mai mult că suntem la noi acasă și i-am învățat pe copiii noștri. La rău să nu răspundă prin rău, suntem foarte toleranți, copiii noștri cunosc foarte bine și limba rusă, cunosc și alte limbi și vreau să vă spun că nu numai la noi în liceu, dar și în celelalte instituții care studiază în limba română, sunt nu numai copii de origine română, nu numai români, dar sunt și de etnie rusă, ucraineni și bunoar acum avem și un turc
și avem chiar sirieni care vorbesc într-o perfectă și frumoasă limbă românească. Și anume ce aveți? Sirieni, da. Oameni din Siria? Nu sunt oameni din Siria, copiii sunt, tata e sirian, mama e română, din căsătorie, dar și vorbesc într-o perfectă frumoasă limbă românească. Chiar mă bucur, învață numai pe 9 și 10, cunoaște la perfecție limba rusă, limba engleză și le spun la cei din Tiraspol, nu-i păcat să luptați împotriva limbii, e ceva ieșit din comun. Și dacă colegii mei se așteaptă, poate și eu mă gândesc că cu timp se va îmbunătăți situația școlilor românești din zonă, nu cred. Regimul separatist din Tiraspol a găsit tot timpul, văză că se schimbi tactica. Strategia a rămas una și aceeași, a distruge totul cei românesc, fiindcă limba română, școala și biserica rezolvă foarte mult. Și dacă dispare școala, dispare limba română, dispar și problemele și cei ce urmăresc ei ca partea transnistreană, partea stânga Nistrului, ca și cum este pământ rusesc și n-au refuzat până în prezent să tindă proiectul cel la rusesc, Malaia Rusia, adică Rusia Nouă, se pune foarte mult accentul pentru ca să fie încadrată această regiune în Federația Rusă. Da, e goana asta, o putere efemeră, pentru că nici Putin, nici Stalin, nici cei care au fost în Rusia și nici ai noștri n-au trăit cât lumea și pământul, s-au dus, iată, cu toții și lasă în urmă niște oameni nefericiți, niște oameni care suferă, când un pic ar trebui ca să fie toate bune între oameni. E așa, dar nu e așa. Se cultivă o răutate cumplită și nu știu pentru se ce. Se cultivă, vedeți, pe data de 2 septembrie, când au sărbătorit 25 de ani de la formarea așa numite Republici Moldovenești Bistrei, dumneavoastră trebuia să vedeți cu ochii proprii și paradă militară, cred că numai în Piața Roșie și în Tiraspol s-a petrecut așa ceva. E ceva ieșit din comun. Toate acestea, tot ce facem noi, facem pentru ca să păstrăm tot ce românesc în stânga Nistrului și cred că cu ajutorul mass media, cu ajutorul oamenilor de bună credință și acei care au fost alături de noi și până azi mai sunt și organizații neguvernamentale, până oară suntem invitați aici în acest frumos oraș, în acest frumos liceu, prin intermediul lui Alexandru Zutco de la Promolex, o organizație neguvernamentală care ne apără și ne apără până și drepturile noastre de a studia și a vorbi acolo în zonă, în limba noastră frumoasă, limba românească. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Dumneavoastră, cum vă numiți, vă rog. Mă numesc Constantin Sucitu, sunt directorul gimnaziului din Corjova, Dubăsari. Cândva satul Corjova intra în componența orașului Dubăsari. Din septembrie 91, populația prin referendum s-a adresat Guvernul Republicii Moldovei și s-a format primărie. Primărie și suntem în coasta Dubăsarilor cu primărie, cu toate că ei sunt stăpâni, ei controlează tot teritoriul. Autoritățile separatiste controlează tot teritoriul în pofida, cum se spun așa, acțiunilor nesatisfăcătoare a conducerii Republicii Moldova. Fiindcă dacă primărie și populația au hotărât, înseamnă că păstrați această primărie, acest teritoriu. Ce predați dumneavoastră? Matematică predau. Vreau să spun ce, că fiindcă aud că satul Corjova, asta știți că e patria, locul de naștere al treilea președinte a Republicii Moldova, Voronin. Casa părinților lui e la 200 de metri de gimnaziul nostru. Și vreau să spun că populația, tot așa ca și în orașul Râbnița, Bindeni, părinții s-au revoltat și au hotărât ca să studieze copiii în limba română după programele Republicii Moldova. Și din 95 noi am acaparat puterea în acest gimnaziu, am luat-o cu forța. Am spus că facem și tot. Adică, și în ce sens ați luat-o? În acel sens că direcția fostei școli nu vroia să ne permită să
studiem în grafia latină. Noi ne-am dus pe director, l-am destituit și am luat. Directorul era rus? Nu, era moldoviancă. Dar, mă rog, da, era o doamnă, dar era speriată de către autoritățile cele și îndeplinea funcțiile care le vroiau ei. Vreau să menționez un lucru, că la 17 octombrie noi am sărbătorit 20 de ani ai gimnaziului. Și nu de aceea că noi vrem, mă rog, ce, dar am vrut să demonstrăm autorităților separatiste că noi am existat, existăm și vom exista și pe viitor și vom studia în limba română. Și ce e foarte plăcut că totul acesta a fost situat și prin internet și săptămâna trecută am primit și o felicitare din partea domnului Eugen Tomac, deputat în Parlamentul României, și o diplomă de excelență, ne-au felicitat și am simțit susținerea din partea României a acestor școli. Și chiar separatiști, înainte ne huiduiau cu ce, acum ei spun școli românești, înainte școli studiază în limba ce, dar acum ei spun școală românească, înseamnă că ei ne-au recunoscut că suntem niște școli, niște oaze a românismului pe teritoriul Transnistriei. Vă mulțumesc frumos, să ne ajute Dumnezeu. Dumneavoastră, domnule, vă rog. Mă numesc Ion Pupșoi, directorul liceului Mihai Eminescu Dubăsari, educație fizică. Da. Asta e fosta școală numărul 3 moldovenească din Dubăsari, care forțele, ori mai bine zis conducerea din orașul Dubăsari, au făcut tot posibilul ca să lichideze această școală. Adică acum, școala numărul 3 a unit-o, școala moldovenească numărul 3 a unit-o împreună cu școala numărul 1 rusă. Deci, au făcut o confruntare între două școli. Și am ajuns la aceea că școala numărul 3 a fost izgonită din oraș. Noi suntem la 12 km în afara orașului, în clădirile care sunt deteriorate în timpul conflictului militar. Deci, am cu ajutorul părinților, elevii, cu ajutorul colectivului pedagogic, noi am reparat un bloc dintre acele clădiri și copiii au venit, primii au fost 120 de copii care am primit în acest local și copiii au venit de acasă, fiecare cu scaunul lui, cu cât cineva și mese dădeau de acasă din părinți. Pe urmă am făcut un apel în toate școlile din raion, am făcut un apel în Republică, mi-au ajutat școlile din Chișinău și la momentul de față în liceu, deci a fost școală medie moldovenească, pe urmă am deschis clase liceale, două clase reale, două umaniste. Pe urmă, după asta, la noi numărul de elevi s-a mărit până la 620. Vreau să vă spun altceva. Că, într-adevăr, cum colegul meu, domnul Sucito, a spus, că de acum forțele separatiste din Transnistria, inclusiv aici din Dubăsari, recunosc că noi suntem niște instituții române, lasă să zic așa, că noi suntem instituții române. De ce? De ce? Că la noi, în liceu, sunt și clase ruse. Învață clase ruse, învață limba română, au susținut bacalaureatul, se duc și intră la universitățile superioare din Moldova, din Chișinău, și învață în limba română. Deci lucrurile s-au mai redresat cât de cât, nu? Și nu e nicio problemă. Până acum era probleme. Până acum era probleme. Fel de restricții erau, da. Dar acum văd că toți s-au liniștit și copiii din clasa nouă, de la deși, vin în clasa 10 la noi. Ce spuneți, doamnă? S-au mai cumințit. Da. Este excepțional ce spune, să știți, ne bucurăm în suflet.
S-a mai demitizat. S-a mai demitizat și mai mult. Dumnezeu, vă mulțumesc frumos. Stimată doamnă, dumneavoastră ați fost și anul trecut, mi se pare, la activitatea domnului profesor, pentru că domnul profesor Doru Constantinescu este inițiatorul acestei activități. Parcă și anul trecut ne-am cunoscut, da, nu? Da, bine v-am găsit. Bine ați venit, și anul trecut și sunt onorată și chiar ne mai spuneți cum mă numiți, vă rog frumos. Mă numesc Svetlana Jitariuc. Încă o dată, vă rog. Svetlana Jitariuc, director adjunct, profesor de educație muzicală și educație civică. Colega mea, profesoară de muzică, da. Director adjunct în liceul teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriu. Spuneți, în care este acum? Dacă de la anul trecut până anul ăsta s-a mai schimbat ceva la școală, la dumneavoastră? Deci noi deja am vorbit anterior în fața prezenței. Suntem școala pe roți, așa cum, pentru că ne deplasăm din Grigoriopol către sediu în care îl chiriem pentru a putea studia în grafia latină, limba română, curricula Republicii Moldova, într-o localitate care este în teritoriul subordonat autorităților constituționale. Deci ne deplasăm timp de 14 ani prin vama de control al autorităților neconstituționale, zic invers acum, s-a schimbat doar atât că noi am mai trecut un an. În rest nu s-a schimbat nimic. Am mai trecut un an și a rămas, asta este unica posibilă schimbare. Și schimbări poate nu ne-ar plăcea să fie la modul pozitiv sau folosul nostru, dar spre regret, deja cred că colegii au și accentuat acest lucru, scade numărul de copii, ceea ce nu este chiar bucurător. Am remarcat în urma unor discuții cu persoane venite din Moldova, din Basarabia, că foarte mulți copii vin de acolo să învețe la noi, aici în România, și părinții sunt mulțumiți și ei sunt mulțumiți și nu mai vor să plece de aici. Și noi suntem mulțumiți, bineînțeles, că nu mai vor să plece, înseamnă că le place la noi, deci și la ei, bineînțeles. Da, vin și de la noi, de la școală. Și parcă aveți copilul dumneavoastră, parcă am... Ai mei, ambii sunt aici, unul este la Cluj și la Iași. Da. Vin copii la studii, oricum și în anul trecut au venit și promoțiile celelalte, vin în țară, dar ceea ce facem noi cred că este benefic pentru ei. Ne întristează faptul că, ziceam, se influențează asupra părinților, părinții, deci scade numărul de copii. Ne-am dorit să fie mai mulți, ne-am dorit să aibă parte de această educație de calitate, pentru că așa o considerăm, pentru că asta răbnim să facem și asta facem. Atât cât putem să facem în condițiile în care ne aflăm cu toții deja. Vă aștept Dumnezeu, de fapt, să ne ajute Dumnezeu la toți, pentru că Basarabia înseamnă România și tot ce vi se întâmplă rău domnilor voastre ne afectează și pe noi, să știți. Vă mulțumim, stimată doamnă profesor. Dumneavoastră, vă rog. Mă numesc Nădejda Ghidirimski, reprezint gimnaziul Rocher, raionul Dubăsari. Sunt profesoare de matematică. În gimnaziu activează 16 profesori, 55 de copii la moment. Cu toate că pe vremuri, înainte de conflict, am avut 160 de copii. La scăderea numărului de copii, asta și natalitatea scăzută, dar și situația politică. În prezent, noi activăm sub jurisdicția, suntem a Republicii Moldova, însă în sat noi nu avem primărie, spre deosebire de... Nu avem acolo în dar sat... Dar sunteți comună sau sunteți un sat afiliat unei comune? Suntem un sat afiliat unei comune, dar suntem satul este în componența, în subordinea regiunii Transnistria. Și vreau să vă spun că satul acesta a fost sub jurisdicția Moldovei, dar după terminarea conflictului, când la începutul conflictului, satul s-a roghit, a fost ca un focar.
la o margine de sat stăteau apărătorii Republicii Moldova, iar la celălalt de margine de sat stăteau milițienii, forțele transnistrene. Și după terminarea conflictului, vreau să vă spun că parcă toți se temeau să intre în sat. Satul a fost lăsat uitării. În sat nu se aduce nici cele mai elementare necesități pentru oameni. Atunci, trecând așa vreo două săptămâni după terminarea conflictului, autoritățile din Transnistria, din Dubăsari, văzând că nimeni nu intră în sat, au încercat să aducă oamenii în eroare, aducându-le câte o pâine, câte o butelie de gaz, un kilogram acolo de zahăr, și așa, prin amăgeli, satul a fost trecut sub jurisdicția Transnistriei. Înainte de conflict, școala activa în două clădiri învechite. Dar înainte de conflict, în 1991, Republica Moldovei a început construcția unei școli tip pentru 162 de copii, cazangerie autonomă, tot așa cu condiții normale. Și după terminarea, școala era înainte de conflict ridicată aproape spre sfârșit, rămăsese să facă lucrările de tencuială. Dar după terminarea conflictului, forțele acestea transnistrene au interzis firmelor de construcție să termine și au preluat ei lucrările de finisare a instituției. În așa fel, cred și să socot dumnealor stăpânii acestei instituții. Până în 2010 noi n-am plătit chiria, dar din 2010 am fost impuși să plătim chiria pentru școală. Și vreau să vă spun... Deci toate astea s-au întâmplat câte un pic. Câte un pic. E o vorbă românească, cu ești dator, te ia peste picior, da. În 91, la sfârșitul conflictului, în 92, părinții au insistat ca școala să activeze, noi activam după în grafie latină, așa am început cu toată Republica Moldovei. Dar luând forțele transnistrene, preluând finisarea școlii și crezându-se de acus stăpâni, au insistat ca profesorii să prin știți și aici prin șeretnicuri, că li s-a promis că voi treceți sub jurisdicția Moldovei, Transnistrii, mă încerc scuză, că noi vom permite să continuați așa studiile în grafie, cu grafie latină în limba română. Și trecând trei luni de activitate, eu ca directoare am fost disponibilizată, nu ni s-a permis ca eu să mai lucrez în școala aceasta și atunci eu vreau să spun că eu am fost transferată în școala din Cocier și împreună cu mine 66 de copii, părinții, cu toate că toți aveam dorință să facem carte într-o clădire nouă dată exploatare, dar părinții împreună și-au luat copiii și iată eu făceam navieta la 3 km de sat în fiecare zi împreună cu 66 de copii. Restul părinților credeau că așa o să fie, o să se permită să lucreze, să studieze cu grafie în limba română, cu grafie latină. Dar după trei luni vreau să vă zic că au venit și au spus așa, nimic să nu vedem, nimic, gata. Și atunci părinții s-au revoltat până la sfârșitul anului, s-au adresat la conducerea Republicii Moldova ca școala să fie trecută din nou sub jurisdicția Moldovei și copiii să învețe după programele Moldovei, iar eu să fiu restabilită. Și în așa fel, în anul 1995, am fost restabilită. Din 1995 până în prezent activez în calitate directoare și aș spune că avem copii frumoși și ne sperăm să facem carte, lucruri frumoase facem și noi, dar întâmpinăm aceleași greutăți ca și cum colegii întâmpină. La transportarea diferitor materiale care le primim noi, mărfuri, materiale de la Republica Moldova care avem probleme la vamă, la fel suntem foarte înjosiți la careul de prima zi de școală și ultima zi de școală, suntem încercuiți de milițieni și nu ni se permite intonarea imnului, nu se permite ridicarea drapelului.
Însă știți cum, parcă la toată lumea sărbătoarea e o sărbătoare de suflet, dar la noi suntem tare stresați în ziua și ei, însă noi ne stăruim și copiii de acus au obișnuit. Intonăm imnul tot una, noi facem aceleași, dar intonăm din gură, știți cum, fără, nu ni se da. Permite cu... Deci situația este cam aceeași de tot da. În toate școlile da. Din Transnistria. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Vreau să vi-l prezint și pe domnul director al liceului Bota. Felicitări! Și vreau să menționez încă ceva. După aia, domnul Constantinescu, o să vă rog, seminarul s-a putut desfășura fără susținerea cea mai mare a domnului director, el având și rădăcini basarabene și ceva de suflet pentru dumnealui. Implicația este totală a domnului director în acest... Da, felicitări pentru cum arată această școală din Arjud, cu permisiunea dumneavoastră, domnule director, să vină într-o zi special să vorbim despre școala din Arjud și vă rog să spuneți în alte câteva cuvinte. Emil Dumitru, sunt actualul director al liceului Emil Bota din Arjud. Sunt onorat de invitații care sunt alături de noi. Vrem ca acest seminar mit și adevăr în învățământul transnistrean să devină o portavoce a românilor din partea din România, pentru că trebuie să spunem clar că trebuie să fie o singură Românie, o Românie mare, o Românie unită, să ajutăm prin toate forțele ca dânsii să se reintre, să vină reintegreze în hotarele normale. Am origine din Basarabia, sunt mândru de acest lucru, tatăl meu a fost cel prigonit, născut la Ren, în actuala Republică Ucraina. A făcut 3 ani de facultate, după care a fost considerat chiavur și a avut un destin dificil în viață. Dar nu acesta este obiectul discuției. Sunt copleșit și în același timp plin de admirație față de colegii mei care au probleme. Noi ne plângem în România că nu avem nu știu ce, că nu avem laptopurile ultimă performanță, că nu știu ce, nu avem pe la fizică, pe la chimie, pe la toate discipline. Dar când îi văd pe colegii mei de dincolo de Nistru, jos pălăria. Mă închin în fața lor, mă înclin în fața lor și admirația este de partea mea. Le doresc succes în activitate, să fie mândri și cu siguranță dânsii sunt mândri de ceea ce fac și să aibă încredere, cel puțin în liceul nostru, că îi vom sprijini prin toate forțele și toate acțiunile noastre și această acțiune care domnul Constantinescu a inițiat-o, sperăm să ajungă la mai multe ediții și prin dumneavoastră și nu numai prin dumneavoastră, prin toată mass media, să facem cunoscute în lume, nu numai în România, problemele cu care se confruntă, într-adevăr, românii noștri. Sunt copiii noștri, sunt frații noștri și trebuie să-i ajutăm. Încă o dată, jos pălăria, vă mulțumesc pentru atenția care ne-o acordați și vă așteptăm și cu altă ocazie și așa cum dumneavoastră a sugerat, vreau să veniți să prezentăm liceul teoretic Emil Bota, pentru că, fără să ne lăudăm, sunt niște lucruri interesante, sunt niște lucruri care s-au realizat într-o perioadă foarte scurtă și vă putem prezenta și proiectele pe care le facem. Sunt niște lucruri interesante. Sunt mândru că luni voi participa la București, la Parlamentul României, pentru a fi premiat un alt elev de la noi. Este un rezultat de excepție, olimpic, internațional, medale de aur. Suntem singurul liceu din tot județul Vrancea care în ultimii 3 ani avem aceste performanțe și sunt onorat de colegii și de elevii noștri. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări, domnule profesor Constantinescu, încă o dată 1000 de felicitări și ca în Shakespeare și restul e tăcere, vorbele în plus sunt de prisos. Vă mulțumim că ați fost astăzi prezenți aici. La mândreața mea, stimați spectatori, pe domnul Alex Zucco, jurist, l-am cunoscut anul trecut, vi l-am prezentat, mi-am permis anul trecut să-i transmit lui Putin salutări prin Alex, văd că Alex nu mai zice nimic, te-ai crispat când ai auzit lucrul ăsta pentru a doua oară, da? Așa este, bine ai venit la noi? Bine v-am găsit. Bine, repet. M-am crispat din cauza, cred că probabil, nu știu, să nu admitem, dar
să nu vei fuzi în spatele ajutorului dumneavoastră. Da, eu i-am transmis cu tot sufletul salutări, cu transmit la toată lumea, să dea Dumnezeu să fie gânduri bune între oameni, să fie înțelegere între oameni, să fie prietenie între oameni. Faptul că îi transmis salutări cuiva, indiferent cui, înseamnă o mână întinsă, ceea ce este foarte frumos, nu? Ceea ce este foarte frumos. Spune-mi, te rog, Alex, de anul trecut până anul ăsta sunt niște transformări în bine la voi în Basarabia, de fapt la noi, în Basarabia. Cum să le spun eu? Probabil sunt în bine dacă avem, dacă sunt anumite reforme, sunt anumite nemulțumiri. Nemulțumiri sunt peste tot, în toate societățile, așa este, da. Probabil manifestate sub formă, nu știu, avem. Aveam diferite tensiuni, deci dacă anul trecut era ceva mai calm, acum suntem într-un spirit așa mai de, nu știu, mai fluctuat. Mai agitat, un spirit mai agitat, da? De ce crezi? De ce crezi că se întâmplă lumea? Lumea dorește răspunsuri, lumea dorește acțiuni, lumea dorește anumite rezultate, lumea dorește să iasă mai bine, de asta e bine, cer, insist. Asta e ceva normal într-o țară care se declară democratică. Alex, tu ești un om foarte tânăr. Cum îți explici faptul că există atâta nebunie în lumea întreagă, nu numai la între basarabeni și ruși, în toată lumea? Este o nebunie generală, se întâmplă ceva ne la locul lui, nu? Nu mi-amintesc că în lume nu a existat așa nebunie. Nu tot timpul, să știi. Totuși au mai fost perioade echilibrate. Probabil există anumite explicații. Deci ceea ce se construiește nu permanent rezistă. Ca și o clădire, se surpă anumite pietrele mici care dau crăpături la diferite. Respectiv, poate există și o explicație. În general, sunt anumite interese, inclusiv geopolitice, strategice. Țările se dezvoltă, țările vor noi teritorii, statele unitere puternice de monopol, inclusiv există și în interiorul acestor state anumite nemulțumiri, anumite tensiuni de separări. Spuneai că marile puteri vor noi teritorii, e firesc să fie așa. Vezi, lipsa de credință în Dumnezeu te duce către așa ceva, pentru că Dumnezeu a lăsat anumite bucăți de pământ pe care să locuiască anumiți oameni cu tradiții, cu credință, cu... Cum să te pași peste teritoriul al cuiva? Este firesc așa ceva? Nu este firesc, ba, din contra, ceea ce se invocă, cum se spune, că lărcirea teritoriului are cu scopul de a proteja cetățenii acestor țări din teritoriile care nu se află deocamdată. Respectiv, este un mesaj, putem să-i spunem că este un mesaj uman. Atunci când o țară se află într-un război, când sunt atacați cetățenii statului ăsta, care ține monopol, ăsta vine și își apără cetățenii. Indiferent, prin mesaj diplomatic, economic sau chiar și militar. Încerc să mă pun în... Încerc să dai o explicație. În rolul de apărător a unor agresori. În linii mari, nu știu dacă n-am asistat la procesul delimitarizat și de ce anume Dumnezeu a dat, să spunem așa, a delimitat, nu cu regla, dar din punct de vedere geografic. Cert este că după al doilea război a existat o delimitare de teritorii sau statele au început să se declare, s-a format o viziune asupra teritorialității. În 2015 deja se observă că nu mai există tendințele respective de a trăi așa cum au fost, nu știu, să-i spunem așa, dar cunoaștem cu toții că statele nu s-au format fiind și alipite din alte state mai mici chestii și atunci avem ce avem. Avem ce avem, dar văd că la nivel mondial este foarte grav. Ai văzut ce s-a întâmplat în Franța, ai văzut ce se întâmplă în general în ultimul timp. Oamenii sunt, că voi spuneți că la basarabenii sunt nemulțumiți, sirienii sunt nemulțumiți, asiaticii vin în alte părți, vor să se stabilească în altă parte, oamenii pleacă să câștige un ban în altă parte, nu în țara în care
s-au născut gânduri urâte ale oamenilor către semenii lor, este ceva neregulă, tare de tot. Crezi într-un al treilea război mondial care bate la ușă? Probabil al doilea război mondial a pus capăt la respectivele tensiuni în societate, s-au făcut un război, s-a început din nou. Respectiv, ar exista și, după cum menționați, o opinie de la ceva trebuie să înceapă. Adică trebuie să existe o resetare, resetare totală ca din nou să vină. Dar asta nu știu cum s-ar întâmpla, nu pot să nu văd explicația. Gen este că în fiecare, deja om, nu atât popor, dar cât și om, există tensiuni de nemulțumire, există semne de întrebare, în momentul în care, deci lui s-a insuflat că există în așa chip, dar el s-a trezit că, de fapt, ar fi altcineva. Și sentimentele respective, cum există, nu putem să spunem că, nu știu, noi, dincolo de prop, dincolo de ministru, trăim cu sentimentele respective, noi de fiecare dată încercăm să le trecem, încercăm să le revizuim, am testat diferite metode ca să ajungem că este nevoie de ceva de la început. Și aici poate este vină, este vină felile din istorie, felile de geografie, de chestii, care nu s-au dat de un spirit, de un spirit de patriotism, un spirit de... Deci nu s-a investit foarte mult într-o cultură, într-un element mai mult sufletești, să spun așa, ca să menții. Există modelul statului Belarus, unde lumea, într-o oarecare formă de autoritate, de regim totalitar, dar ei există. Și ei pot să declară că sunt belaruși. Mai liber. Nu au dreptul să se exprime că sunt de altă națiune, pentru că există presiunea respectivă. Dar ca stat, există. Da. Și mai rău în celălalt stat, unde se permite libertatea de exprimare, la așa nivel ca o lume să se manifeste și de altă parte. Este un proces, cum mai da, normal. Este un proces în care lumea este vie, lumea trebuie să se dezvolte, lumea trebuie să crească. Un principiu conform căruia totul este bine și viața este fericită, nu cred. Frumos. Totul e bine și viața este fericită, da. Omul chiar se satură de atunci când totul este bine. El are nevoie de ceva mai rău. De un mic de rău? Iarăși se resetează. Iarăși se resetează energia. Este ceva firesc, uman. Așa vezi? Așa văd din propria tânără mea experiență. Din propria experiență. Spune la Chișinău, care mai este atmosfera acum? Până azi, atmosfera era, s-au mai calmat spiritele, în sens larg că există totuși încă nemulțumiri în societate, ele sunt manifestate, mă rog, de reglate de anumite scumpiri în lanț și respectiv. Sau sunt înapoi scumpiri în... Sunt în scumpiri. Dar lepurile măcar au început să se mai alinieze cât de cât. Din păcate, la acest mărească. Aspect nu s-a... Nu se măresc, da, nu se măresc. Ba chiar dacă și s-ar mări, au loc majorile în lanț, respectiv și prețurile și astea se majorează și se ajunge la același nivel. Și oamenii totuși cum se desfășoară? Am înțeles că sunt foarte săraci oamenii din Basarabia. Ca să spun așa pe șleau. Foarte săraci. O vorbă populară, nu trăim, dar supraviețuim. Respectiv, prin asta își spune. Fiecare încearcă să supraviețuiască în modul în care... Și cum? Cum poate să supraviețuiască un om care... Prin remitențele bestiotare, prin faptul că mai țin o gospodărie la casnică, prin faptul că mai fac niște vânzări prin teritoriu. Acestea sunt elementele... Cei de la țară, dar cei de Chișinău, cum se descurcă? Pleacă în străinătate să muncească? Cei din urbe mai greu, evident că ei sunt atașați cu o activitate de serviciu. Serviciul de sunteți plătiți foarte prost, știu. Da, și dacă nu-l ai pe acest serviciu, rămâi fără nimic. Pentru că, într-adevăr, este și mai greu să accesezi. Dar noi la Focșani sunt destui oameni care muncesc veniți din Basarabia și muncesc de câțiva ani de zile acolo. Oameni foarte cum să cade, cu care ne vedem mai mult. În viață am văzut câțiva, vin și comercializează niște lucruri aduse din Basarabia. Asta este, deja se simt la noi acasă, se simt la ei acasă, au fost preluați de noi. Nu
pot să mă exprim. Nu pot să-i spun așa opinia, nu știu. Este o deschidere, nu puteam să spunem, o deschidere specială piața, dacă vreți, unii europeni, adică când se permite accesul și cu anumite produse în europeni, dar ele sunt în cantități foarte mici. Faptul că ajuns la piețele din Focșani se exprimă prin faptul că este un regim de frontier, adică la nivel de frontier, la nivel de export, ceva care să aducă și beneficii nu doar comercianului, dar și țării, este mai dificil. Am înțeles că, mă rog, chiar printre români sunt, eu știu, sunt idei la acești români care vor să treacă tot la sistemul la sistemul rusesc. Este adevărat? Adică sunt români care vor să fie ca înainte. Da, domnule, să învățăm în limba rusă, să... Așa, pentru că era un sistem mai echilibrat, avea mai mulți bani, avea mai multă bunăstare. Români de unde? De români aici? de la voi, din zona voastră. Mm-hmm. Nu de la noi. Nu știu dacă exact... Asta am înțeles și vreau să te întreb dacă e adevărat sau nu. Până acum nu mi-am dat seama despre acest lucru, pentru exact că toți vor să vină, să fie români de adevărat de la, da? Deci, avem, dacă vorbim de în masă, în societate, există fenomenul pro-rus, există fenomenul pro, nu știu, stat, integritate, pro Republica Moldova, să spun așa, și de extindere, adică de reuniri prin Uniunea Europeană sau de unire cu România, sunt câteva elemente, dacă să vorbim de extern. Ținuta rusească, deocamdată, în ultimele elemente, pare să ia vârf din anumite chestii. Ideea de Uniunea Europeană s-a cam surpat în rândurile maselor populare. În fine, hai dacă facem o retrospectivă ce înseamnă masele populare, sunt persoanele vulnerabile, persoanele care au o instruire sovietică, respectiv, nu este foarte dificil să vii cu un mesaj de anumite valori democrație într-un termen foarte scurt, pentru că rușii au investit în memoria noastră mai bine cât de câteva secole. Respectiv, în 2-3 ani nu poți face mișcări tectonice în acest sens. Și chestia respectivă cu vremea, nu știu dacă vremea exact în Rusia, fiindcă toți își imaginează ce înseamnă. Prin mesajul ăsta, vremea undeva, se are în vedere că vrem, de fapt, o schimbare radicală, în general a sistemului. A sistemului de conducere, a sistemului de gestionare, de administrare. Cred că, în mare parte, toți își dau seama că trebuie să investești în țara ta. Dar asta este. Sunt speculații și sunt speculații foarte bine pregătite la Kremlin, respectiv infiltrate nu numai în Basarabia, nu numai. Sunt pe tot platoul european. Da, așa este, se vede. Se vede cu ochiul liber. Și oamenii își fac concluzii, au concluzii. Mă rog, cei care poate mai vedeți cu video, nu reprezintă obștea totală, respectiv. Cred că merită să îi ignorați sau pur și simplu să o analizați din punct de vedere ca opinie. Eu nu vreau să ignor nimic, eu vreau să, mie personal, așa ca un simplu om după pământul ăsta lăsat de Dumnezeu, să văd că oamenii se înțeleg, că tu vorbești rusește și românește, este foarte frumos, eu sunt geloasă că nu știu rusește, că aș putea să citesc pe Tolstoi, aș putea să-l citesc pe Tolstoi în rusește sau să citesc pe Pușkin sau pe Lermontov în rusește. Îmi pare rău că nu știu. Felicitări că știi și rusește, nu? Deci lucrurile astea ar trebui să dispară din gândirea oamenilor. Te cheamă domnul profesor Constantinescu. Îmi pare rău, trebuie să închid, să termin discuția cu Alex. La anul ai să vii din nou. Și te rog, Doru, dacă tot ai venit acum, să-ți spui telespectatorilor care este motivul pentru care tu organizezi de acum anual această întâlnire. Uite, ia microfonul și spune-le telespectatorilor. Cred că această întâlnire se desfășoară anual și datorită relațiilor apropiate pe care le am cu Alex, că el este sufletul acțiunii din Basarabia și dacă nu ar fi fost domnul Alexandru Zubco, cred că întâlnirea noastră s-ar fi desfășurat mult mai greu
sau cu într-un număr restrâns de oameni. Și țin încă o dată să-i mulțumesc pentru tot efortul și implicarea pe care, de care dă dovadă în continuarea acțiunii și sperăm că pe viitor ideea noastră împreună e să facem un centru de studiere a consecințelor conflictului transnistrian, să vedem dacă reușim să extindem area acestei problematici, să trecem de la mit și adevăr, să studiem consecințele, ce s-a întâmplat după declanșarea conflictului, ce se întâmplă în Transnistria astăzi, să vedem ce consecințe sunt atât pe plan educațional, cât și cultural și politic. Politic e prea mult spus că nu avem cum să ne implicăm noi din punct de vedere politic. Mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea că ați venit la noi la liceu și vă aș mai așteptăm. Și eu am venit, mulțumesc, și eu am venit cu mult drag. Mă bucur că te-am revăzut, Alex, te așteptăm și la anul. Sper să trăim niște vremuri mai liniștite, pământul să nu ne fugă de sub picioare și așa mai departe. Vă mulțumim și din, nu știu, din partea cealaltă de Prut, venim și noi cu un mesaj. Vă mulțumim că ne urmăriți, că aveți interes față de această temă, față de general ce se întâmplă și vă urăm succes la mai mult și la mai mare, se spune la noi. Așa se spune și la noi, la mai mult și la mai mare și multă sănătate și toate cele bune. Da, mulțumim mult.